Dragii mei, suntem în comuna Cermei, județul Arad. Alături de mine este Marcel Tănase, administratorul adăpostului pentru bătrânii străzii din această comună. Suntem cu ocazia sărbătorilor de Paști, chiar în preajma sărbătorilor, și vreau să transmit un mesaj de mulțumire pentru toți cei care ați făcut posibil ca adăpostul pentru bătrânii străzii și acești bătrâni ai străzii care sunt aici, o să-i vedeți imediat, să beneficieze de alimente din belșug. Marcel, pentru că tu ești cel care te ocupe aici de acest adăpost, aș vrea să ne spui câți bătrâni beneficiază de aceste alimente care au fost aduse astăzi aici. În jur de 40 de bătrâni beneficiază de alimentele care au venit astăzi. Să specificăm bătrâni ai străzii. Bătrâni, da, luați de pe stradă, luați din gări, aduși de spitale, da, de părăsiți de copiilor. Da? O să vedem imediat și Marcel, acum, pentru că tu ești cel care te ocupi și administrezi tot ce înseamnă această adăpost pentru bătrânii străzii, atât cel de aici cât și cel din Batăr, din județul Bihor, aș vrea să transmiți un mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca alimentele pe care le-am adus astăzi să puteți beneficia de ele. Da, vreau să vă mulțumesc pentru că noi facem ce putem, dar datorită vouă avem mâncare pe masă. Vă mulțumim mult!